Ovidiu Raechi, după decizia CCR în cazul SPP, lui Liviu Dragnea e fric de întrebările din comisiile permanente. Președintele Comisiei de Apărare a PNL, Ovidiu Raechi, a afirmat că era evident ce judectorii CCR vor decide ce este neconstituțională Comisia de Anchetă SPP, în condiile în care există deja o comisie permanentă în Parlament care are acea specializare. De asemenea, deputatul PNL a adugat că lui Dragnea e fric de întrebările din comisiile permanente pentru că acolo nu poate să evite întrebările incomode ale opoziției. Faptul că o comisie special de anchetă SPP este neconstituțional este atât de evident, încât și cei din PSD îl ziceau. Între altele, nu poți să ai comisie special când ai deja o comisie permanent cu acea specializare. Forarea absurdă a acestei comisii a avut un singur scop, să-l salveze pe Dragnea de audiere în Comisia de Apărare, unde fusese deja convocat pe acest subiect, în urma acuzailor pe care le-a lansat. Dragnea fentează de ani de zile orice aparie în fața unei comisii, inclusiv SRI, dintr-un motiv evident, acolo are obligația de a răspunde serios întrebărilor incomode ale opoziției, nu poate face glumie despre portocalei cocotieri, nici feie agasate, triste, de martir, ca în fața presei. Numai ce să vezi? Nu poate nici refuza explicit să se prezinte în fața unei comisii parlamentare după ce PSD a atacat-o masiv pe Laura Codroacovesi tocmai pe acest subiect. Frica lui Dragnea de întrebări în comisiile Parlamentului, iată, pe scurt, sensul acestui joc neconstituțional al PSD de a comisiile speciale, a scris Ovidiu Raechi într-o postare pe pagina sa de Facebook.